Bună, eu sunt Mimi. Eu sunt David. Eu sunt Sara. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Ne bucurăm foarte mult să fim alături de voi în această ocazie. Ne aflăm aici în fața unei caravane, caravana fi pregătit. Este vorba de un centru mobil pentru instruirea populației. Puțin mai târziu o să intrăm și noi în interior, să aflăm mai multe lucruri despre diferite situații de urgență. Dar înainte de asta, hai să vedeți un scurt material ca să aflați ce v-am pregătit pentru astăzi. Bună! Eu sunt Portocală și sunt nerăbdător să discutăm, să ne jucăm și să facem tot felul de activități practice sau experimente. La început, hai să stăm puțin de vorbă. Discutăm copii și despre incendii? Da! Ce credeți că avem noi aici? Ce este acesta? Ia spuneți-mi, ați văzut vreodată un asemenea dispozitiv? Eu am văzut, dar nu știu cum se numește încă. Ia să vedem, Sara. Se numește stingător. Este un stingător, da? Sigur ați văzut, cu siguranță ați văzut la școală, ați văzut în centrele comerciale. Voi știți care sunt pașii și cum se utilizează un stingător? Deci din denumirea lui ne dăm seama, stingător stinge incendiu, da? Haideți să vă povestesc eu acum care sunt pașii pentru utilizarea unui stingător. El aici trebuie să aibă un sigiliu. Este un fir de plastic exact ca la etichete. Mai întâi rupem sigiliu, noi l-am rupt că tot folosim aici cu diversi copii, da? Simulăm incendii, rupem sigiliu, scoatem siguranța, este un inel, scoatem inelul și pe acesta l-am scos, dar nu l-am mai pus la loc. După care apucăm stingătorul cu mâna dreaptă, dacă suntem dreptaci, cu stânga apucăm furtunul, niciodată nu ținem furtunul de sus. O să-l ținem din partea de jos și ferm. În momentul când va ieși pulberea, substanța care stinge focul de aici, o să iasă cu presiune, dacă o să-l țin de aici, o să fac așa și o să-mi vină în ochi. O să mănec, nu o să văd nimic și incendiu o să am în continuare. Ne-am înțeles? Îl ținem din partea de jos și ferm. Și acționăm nu sus pe flacără, jos. Nu vă speriați. Ăsta este de antrenament, da? Lasă-l și pornim. Ia uite-ți. Este cu laser. Exersați în partea cealaltă. Ne-am înțeles? În regulă. Ia să-mi spuneți voi. Cui plac cartofii prăjiți? Și dacă mama a pus să prăjească cartofi și s-a dus să pună și o mașină de rufe la spălat și a uitat de cartofi. S-a luat cu treabă. Voi sunteți cei care deschideți ușa la bucătărie și vedeți tigaia în flăcări. Cum procedați? Ce facem? În primul și în primul rând. O chemăm pe mama. Corect. O strigăm pe mama, pe tata, pe bunica, cu cine suntem acasă. Ne-am înțeles? Dar totuși, voi sunteți mari deja. Ce puteți să faceți? Puteți să opriți plita sau aragazul. Voi nu aveți voie la aragaz sau la plită, nu? Mama încă nu mă lasă. Nu aveți voie. Ar fi bine să știți doar cum se oprește, în caz de urgență, da? Se oprește frumos din buton și gata. Ei, să presupunem că am oprit plita. Dar conținutul din tigaie arde în continuare. Ce facem? Până vine mama, că vine mama, dar să zicem că vine mai greu. Ce putem să facem? Aveți vreo idee? Ia, Sara, la ce te gândești? Dacă nu avem un stingător, am putea... Avem stingător acasă? Nu. N-avem. Dacă nu avem, putem să dăm cu apă. E, aici vreau să ajung. Deci prima idee este să luați o cană cu apă, să puneți peste. Să nu faceți lucrul acesta niciodată. Niciodată nu turnăm apă peste o tigaie, o oală, în flăcări. Ne-am înțeles? Pentru că în momentul când vom turna apă, avem ulei. Da? Acel ulei va sări pe noi. V-ați fript vreodată așa un pic picătură de ulei? Ați văzut cât de tare doare? Nu v-ați fript? Deci doare îngrozitor. Dacă vă uitați, eu aici am o cicatrice. Mie mi-a sărit un pic de ulei. E o pată mică, da? Deci doare îngrozitor. Va sări uleiul pe voi și vă prăjiți. Da? Vă frigeți. Ne-am înțeles? Deci nu turnați apă niciodată. Ce puteți să faceți însă? Un prosop. O cârpă de bucătărie. Ați udat-o repede sub jetul de la robinet și ați pus-o peste. Da? Nu mai intră oxigen, avem și apă, îi scade temperatura și am oprit. Dacă avem un capac de metal lângă, pe plită, îl punem peste și s-a oprit. Ne-am înțeles, copii? În regulă.
Dacă acest televizor, da, să presupunem, face un scurt circuit și ia foc, ce facem? Primul și în primul rând nu ne panicăm și strigăm, mami, tati, îi chemăm, da? Dar ce putem să facem? Nu turnăm apă pe el, nu dăm cu stingătorul, nu punem prosoput, nu punem pătură, nu punem nimic, atâta timp cât avem curent în el. Ne-am înțeles? Încercăm să-l scoatem din priză. De-abia atunci putem să acționăm. Până atunci nu ne atingem de el. Ne-am înțeles? Chemăm ajutoare. Întrebări avem? Vreți să mergem la partea aplicată? La partea distractivă? Da? Bine. Dragilor, suntem într-o bucătărie. Îmi puteți spune, vă rog, fiecare câte un element de unde poate să pornească un incendiu? Din ce observați? Din aragaz. De la aragaz, corect. Sara? De la cuptorul de microunde. Cuptorul cu microunde. Stai să lăsăm și pe Sara. Ia microfonul, te rog. Ai vrut să spui cuptorul cu microunde? Da. Mai avem și alte surse. Cuptorul de acolo, de jos. Cuptorul de la aragaz. Prăjitorul de pâine. Prăjitorul de pâine, corect. Bun. Așa este, aveți dreptate. Toate aceste obiecte pe care voi le-ați menționat pot produce un incendiu. Luăm o situație, ne imaginăm o situație, da? În cazul în care poate am aprins o lumânare acasă, da? O lumânare mirositoare. Și aruncăm chibritul în coșul de gunoi fără să-l stingem înainte. Și acesta ia foc. Ce facem în situația asta? Trebuie să mă apropiați, să vedeți ce se întâmplă. Eu am aici un stingător. Ați mai folosit vreodată unul? Da. Da? Ai mai folosit? Și mă ajuți, uite, de data asta să stingem acest incendiu. Vreau să-ți arăt cum să-l ții, da? Îl ții cu o mână de aici, cu o mână de aici, da? Așa. Uite, dar nu l-ai stins suficient de repede și focul s-a extins. Mă ajuți aici, te rog? Focul s-a extins pentru că nu l-ai stins suficient de repede. Aici este important cum îl deschidem. Nu deschidem niciodată ușa așa, pentru că ne va veni căldura, fumul și placăra în față, da? Deschidem din lateral. O să facem echipă. Eu deschid și tu stingi, da? Hai! Bravo! Foarte bine. Alex, te-ai descurcat. Deci trebuie să ne mișcăm repede atunci când avem o astfel de situație, da? Mm-hmm. Pentru că focul se poate extinde, poate să ajungă și la plită și dacă plita ia foc și implicit dulapul de deasupra. Aici cum am discutat dacă trebuie, putem să deschidem ușile? Din lateral? Da. O las și pe ea, te rog, să încerce de data asta? Tot la fel vom face echipă, da? Uite, îl ții cu o mână de aici. Cu mâna dreaptă de aici. Și cu o mână de aici. Așa, bravo. Uite, vino deschid tu, Alex, eu. Mine, așa, peste tot. Foarte bine. Și acolo. Foarte bine. V-ați descurcat foarte bine. Bun. Mulțumesc de ajutor. Mulțumim și noi pentru. În cazul în care gătim acasă ceva, face mami ceva bun de mâncare și oala ia foc, ce facem? Aceasta este oala. O luăm de pe foc, să o dăm la o parte? Nu. Ce facem? Udăm un prosop și punem de deasupra. Corect. La oală. Uite, am un prosop aici, îl udăm și îl punem deasupra, da? Îl punem așa sau facem așa cu el? Îl punem. Acoperim oala, da? Ca să izolăm flacăra. Nu turnăm apă niciodată direct, pentru că flacăra se poate extinde. Spune-mi. Sau uleiul ne poate sări pe noi și să ne frigă. Sau uleiul poate să sară și să ne producă arsuri, da? De-aia nu facem așa, pentru că uleiul poate să sară fie pe noi, fie poate să sară în hotă, la hotă și să se extindă și așa mai departe. De aceea luăm acest prosop și îl punem peste oală să izolăm flacăra ca să nu se mai alimenteze și să se extindă. Și îl udăm și pe el implicit ca să nu ardă el la rândul lui, da? Nu punem mâna pe oală să o dăm la o parte, pentru că o să ne ardă și atunci când o aruncăm, putem să o aruncăm pe alte lucruri care să ia foc. Deci o lăsăm aici și o acoperim fie cu un prosop, fie cu un capac metalic, dacă avem la îndemână. Important este ca, în cazul în care sunteți puși în aceste situații, noi putem să acționăm sau să intervenim doar atunci când acest incendiu este la început, când este ceva mic.
da? Nu când este ceva mare, când acesta a evoluat. În cazul în care acesta a evoluat și ne depășește puterile de acționare, trebuie să-i lăsăm pe cei care se descurcă și au această sarcină să intervină, implicit pompierii, da? Deci dacă este un foc mare, nu ne mai băgăm noi, noi ne evacuăm să fim noi în siguranță și lăsăm forțele profesioniste să acționeze. Bun, dar am aici un prăjitor și un cuptor cu microunde, da? Două aparate care sunt băgate în priză și ele se pot strica și pot face scurt. Ia. Ce facem aici? Stingător. Putem să folosim și stingătorul, dar ce facem prima dată? Scoatem din priză. Corect, îl scoatem din priză, dar nu l-ai scos corect din priză. De ce? Dacă trăgeai și priza cu totul când ai tras acum, te curentai, nu? Mai vrei să mai încerci o dată? Știi cum să faci de data asta? Trebuie să ținem cu o mână de priză și cu una să tragem ștecherul, ca să nu tragem și priza și să ne curentăm, da? Uite, hai să vedem. Bun, foarte bine. A fost corect de data aceasta. Și așa cum ai spus și tu, dacă nu este suficient și avem nevoie, putem să intervenim și cu stingătorul, da? Asta facem la un aparat electric. Putem să facem același lucru, se aplică și pentru toaster, da? Pentru prăjitorul de pâine. Îmi arăți tu de data asta cum facem? Așa. Bun. Foarte bine. Este corect. Spune-mi. Iar abia după aceea putem să dăm cu apă pe el, pentru că dacă mai are curent, ne poate curenta. Corect. Așa este. Da? Nu aruncăm cu apă direct. Dar cel mai bine este să intervenim cu materiale corecte, da? Bun. Așa cum vă spuneam, în cazul în care se produce un incendiu în bucătărie și ne depășește puterea noastră de a acționa, putem să, sau trebuie, să sunăm la 112, da? Spunem la 112 situația pe care o avem. Când ne-a luat foc bucătăria, ne-a luat foc oala, focul este prea mare ca să mai intervenim noi și avem nevoie de ajutor. Da? Da. Am o întrebare. Spuneți. De ce nu e alarma? Nu avem în această cameră alarma. Alarma este în dormitor pusă și aici nu o avem montată. Dar în cazul în care acasă aveți alarmă de incendiu și alarma simte fumul, atunci o să avem un sonor care ne avertizează că există undeva un incendiu sau un început de incendiu, da? Bun. Ce urmează acum? Ce vom afla? În următorul compartiment avem un dormitor de copilaș, unde tot la fel putem să vedem situații de incendiu și o cameră tehnică unde discutăm despre substanțe periculoase pe care le putem identifica sau vedea că sunt transportate pe drum și despre panoul de siguranță. Așa că, după cum vedeți, ne așteaptă și alte lucruri interesante. Vă invit din nou să facem o pauză pentru a urmări o altă rubrică, iar apoi să mergem la demonstrațiile din încăperile alăturate. Bună, copii! Eu sunt vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare, despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Vă propun acum să facem o activitate practică și va fi ceva legat de pompieri, bineînțeles, și mai precis, o cască de pompieri din materiale foarte, foarte simple, o cască pentru cei micuți. Vom avea nevoie de o farfurie de carton, pe care o putem colora cu roșu folosind acuarele sau tempera, acrilice, orice avem la îndemână, niște hârtie galbenă, albă, ceva deschis la culoare pentru decorul de pe cască, farfecă, lipici, pensulă dacă alegem să pictăm și un creion pentru contur. Acestea sunt materialele pe care le vom folosi, iar acum hai să trecem la treabă, să vedem pas cu pas ce vom avea de făcut. Prima dată voi folosi o astfel de farfurie pe partea rămasă albă. Eu deja am colorat-o cu spray și vreau ca marginea să rămână
întreagă, pentru că va veni așa de jur împrejurul capului, iar de aici să secționez un fragment care să semene cu partea din față a viitoarei pălării de pompier, sau mai bine zis, pentru casca noastră de pompier. Așa că desenez o formă rotundă. În zona aceasta vor veni niște benzi galbene de hârtie pe care eu deja le-am decupat și mai trasez și aici ușor cu creionul o linie pentru a îndepărta toată zona aceasta. Atunci când veți folosi foarfeca sau alt instrument ascuțit, să fiți foarte, foarte atenți sau cei mai micuți dintre voi, dacă nu vă descurcați, să cereți ajutorul cuiva mai mare. Prima dată introduc puțin vârful foarfecii și apoi continui să decupez. Am mai decupat două șuvițe mici pentru a le lipi în zona aceasta de sus, ca să delimitez într-un fel forma aceea mai ridicată a căștii, forma din față, și apoi le voi lipi cu ajutorul unui lipici de hârtie sau cu ajutorul aracetului sau ce mai aveți voi la îndemână. Sunt gata la această etapă, cam așa arată, și va trebui să ridic puțin zona de aici, să o îndoi și apoi să-i fac și o probă. Și vreau să o testez, dar am nevoie de un căpșor ceva mai mic, pentru că al meu e ceva mai mare, și îl rog pe Bruno, maimuțica de la rubrica de sănătate, să fie acum manechinul meu și să vedem cum i-ar sta și lui cu o cască de pompier. Deci este nevoie să mai îndoim puțin partea aceasta sau eventual să mai decupăm pentru căpșorul lui, să mai decupăm puțin de aici. Și cam așa ar sta pe căpșorul lui Bruno, casca noastră de pompier, un model foarte, foarte simplu pe care să-l poată face orice copil, chiar și cei mai mici dintre noi. Nu mai rămâne decât să vă urez spor la treabă! Am ajuns în dormitor. Este un dormitor de copilași, da? De unde credeți voi că poate să pornească un incendiu aici? Spune. La fel ca în bucătărie, poate să se aprinde în gunoi. În coșul de gunoi, da. Sau în acel aparat, în aerul acela. Da, acesta este un aer condiționat. Da, un aer condiționat. Ați spus foarte bine. Deci poate să pornească un incendiu de la aerul condiționat și poate să cadă o scânteie și în coșul de gunoi care este sub el, da? Sau ar putea să ia foc priza. Sau de la priză, corect. Foarte bine. Și mai avem o grămadă de alte materiale combustibile în jurul nostru care pot să întrețină arderea, cum ar fi acest pat. Lampa. De la lampă, poate, da. Iar de la lampă ar putea să sară și pe... Noptieră, da, și noptiera poate să ia foc. Bun.
am discutat ce facem în cazul în care ni se strică un aparat electric. Ce am zis că facem? Îl luăm din priză. Îl scoatem din priză prima și prima dată, da? Bun, faceți echipă aici, cineva scoate din priză și cineva stinge focul? Eu îl sting. Bun, și tu ai rămas să-l scoți din priză, da? Uite, îți dau stingătorul. Știi să-l ții, da? Și te, ni s-a stricat aerul condiționat. Corect. Așa. Ați auzit și alarma de incendiu, da? Că tot m-ai întrebat anterior. Am scos din priză, am stins cu stingătorul, dar ce credeți? Mi-a sărit o scânteie în coșul de gunoi. Am nevoie de ajutor. Așa, peste tot. Bravo, te-ai mișcat foarte repede. Deci, în cazul acesta, eram în siguranță, nu se putea extinde focul mai departe. Dar, în cazul în care în cealaltă cameră avem un incendiu și vine fum de acolo sau de la priză, în cazul în care priza s-a stricat, ce facem? Nu trebuie să inspirăm acest fum pentru că ne-ar face rău. Am aici o pătură sau un prosop. Trebuie să luăm ceva ce avem la îndemână și încercăm să oprim acel fum, da? Și punem aici, jos. Așa. Sau la priză. Îmi arăți? Poți să-l lași jos. Așa. Foarte bine. Fumul se va ridica. Și noi, ca să putem să respirăm mai bine, putem să ne lăsăm jos, unde aerul cu timpul va fi mai respirabil și pe unde putem să ne evacuăm, da? Ca să nu inspirăm aerul să ni se facă rău, da? Deci așa facem în cazul în care în cealaltă cameră avem un incendiu și fumul vine pe sub ușă, nu trebuie să-l inspirăm, da? Foarte bine, bravo! Eu încă stau. Vrei să mai stai acolo? Dar de ce virează așa? Este un simulator, deci încercăm să ne apropiem cât de mult putem de realitate. Fumul miroase și mai urât. Și te deranjează, te sufocă. Ce vom găsi în următoarea încăpere? În următoarea încăpere avem camera tehnică. Aici vreau să vă spun două situații. Prima dată despre tabloul electric. Știm că avem cu toții acasă. Știți unde îl aveți voi? Stați la curte, la casă? Eu îl am în hol. Îl ai în hol. Și tu? Știi unde este? Eu îl am în curte. Tu îl ai în curte. Avem prima dată, de exemplu, că tu stai la bloc, da? Nu. În hol, la casă. Bun. Avem o siguranță pe care este a noastră personală a locuinței în casă și mai este o siguranță generală. În cazul în care acasă se întâmplă să avem un scurt circuit care poate fi produs de un aparat electric ce nu funcționează corect, putem să-l identificăm prin faptul că luminile încep să pâlpâie sau auzim un sunet de genul acesta. Și ia și foc și avem fum, da? În cazul acesta, prima și prima dată, trebuie să mergem la siguranță ca să oprim siguranța din casă. În cazul acesta, prima siguranță mea este asta. Vrei să încerci tu? Foarte bine. În cazul în care nu este suficient, trebuie să mergem la o siguranță mai generală, care de obicei la blocuri este pe casa stării sau la curte, în altă parte sau lângă cealaltă, pe care în cazul nostru o avem acolo. Vrei să încerci acolo? Du-te tu, soare. Așa, cu putere. Da. Foarte bine. Descărca foarte bine. Și în cazul acesta, dacă mai avem nevoie, putem să stingem, dacă avem flacără, și cu stingătorul incendiul de la tabloul de siguranță, da? Tu ai învățat regula și acum stai jos, nu? Foarte bine. Bun. Nu ridicăm siguranța până nu suntem siguri că totul este în regulă, până nu identificăm cauza acestei defecțiuni și nu folosim aparatura electrică până nu vedem dacă problema este de la noi, poate să fie de la noi sau poate să fie din exterior, da? Nu ridicăm siguranța până nu vedem ce s-a întâmplat și nu folosim aparatura electrică. Bun. În spatele vostru avem un butoi. Hai lângă mine, Sara. Ați văzut pe stradă
mașini care au în spate această tăbliță sau alte desene care sunt lipite pe acele mașini care transportă diferite substanțe? Ați văzut, da? Bun. Acele mașini transportă diferite substanțe, cum ar fi motorină, benzină și așa mai departe. Sau acele substanțe pot fi depozitate și în containere de genul acesta, cum ar fi un butoi, da? Eu vreau să punem accent pe aceste cifre și aceste desene. De ce? Pentru că în cazul în care se întâmplă o situație ca acea mașină să se răstoarne sau să fie un incendiu în apropierea unui depozit care are astfel de containere, noi când sunăm la 112 trebuie să dăm cât mai multe detalii despre ceea ce vedem. Aceste cifre și aceste desene pe care voi le vedeți pe aceste mașini au o anumită însemnătate. De exemplu, această tăbliță care este pusă în spatele tirurilor ne spune despre ceea ce mașina respectivă transportă. Prima cifră sau cifrele de sus ne spun tipul substanței, clasa din care ea face parte, dacă este gazoasă, dacă este lichidă și efectele pe care substanța respectivă le are în cazul în care aceasta intră în contact cu noi sau dacă se întâmplă vreun incident. Iar cel de-al doilea rând ne spune, codul acesta ne spune ce substanță este transportată. Acesta este codul substanței. Vă mai spuneam că mai sunt și alte desene, cum ar fi o flacără, înseamnă că substanța aceea este inflamabilă. Uh-huh. Sau mai vedem alte desene, cum ar fi un pește sau un pom, înseamnă că substanța aceea este dăunătoare pentru mediu. De aceea atunci când sunăm la 112, spunem aceste lucruri ca pompierii sau forțele care ne vin în sprijin să identifice substanța respectivă și să știe cu ce se pregătesc, cu ce o pot neutraliza. Pentru că nu toate situațiile se tratează la fel, nu toate substanțele se sting cu aceleași substanțe de stingere. Nu toate se sting cu spumă, nu toate se sting cu apă. De aceea e bine ca pompierii când vin să știe deja cu ce se confruntă, să vină pregătiți. Da? Deci în cazul în care avem un incident în apropierea unor substanțe și vedem cifre, desene și așa mai departe, spunem dăm aceste informații ca să-i ajutăm pe colegii mei. Da? Bun. Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit și ne-ați învățat atât în ediția aceasta cât și în ediția anterioară și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră de a instrui atât copiii cât și adulții să fie pregătiți pentru situații de urgență și să fim cu toți în siguranță. Vă mulțumesc și eu! Acum, dragilor, haideți să mergem mai departe la următoarea activitate. Joacă, joacă! Hai la joacă! E vremea să ne distrăm, să învățăm și să ne jucăm împreună. Este momentul acum pentru joc. Dacă am aflat câte ceva despre incendiu și cum să ne comportăm, ce avem de făcut, vă invit să fim niște mici pompieri și v-am pregătit acolo o țintă, dar nu tragem cu arcul, ci este o țintă cu flăcări și avem de stins acele flăcări imaginare cu ajutorul unei seringi cu apă. O să facem în felul următor. Luăm de aici apă. Fiecare va avea dreptul la 3 seringi. Dar este foarte important, o să ne lăsăm pe vine. Lăsați-vă și voi. Și este foarte important să apăsăm tare și prima zonă care cade acolo, primul val de apă, ca să zic așa, primul jet, să atingă flăcările, dacă se poate. În momentul în care a atins flacăra, primim punctajul din zona respectivă. Dacă am dat pe lângă flacără, atunci mai încercăm încă o dată și încă o dată. Nu tragem tot dintr-o dată, ca să avem mai multe șanse. Fac eu odată o probă și apoi o să vă dau startul și o să tragem pe rând ca să putem să ținem socoteala punctajului la fiecare. Ia să vedem dacă reușesc. Ce ați vrea să atingeți? 10. Acum. 10. Ia să vedem. Reușesc la 10? Oh, n-am atins. Ce am dat a fost sus. A căzut un pic și pe 10, dar prima dată am dat cam sus. Deci nu o să mi se pună punctul de la 10, pentru că primul jet a fost în partea de sus. Am o întrebare. Da. Dar pot folosești așa pe rând jeringa, adică jumătate cum ai făcut tu și să fie... Și să mai rămână și mai pot să dau de două. Da? Sigur. Dacă nu dau toată apa dintr-o dată, o mai pot folosi. Puteți acum să-mi dați mie microfonul, să nu-l udăm.
Așa. Pregătiți-vă seringile. Da, odată el, odată tu, odată el, odată tu. Foarte, foarte bine. Este... Stai un pic să dau startul ca să fim cu toții atenți. Dacă ți epuizezi apa din prima, s-ar putea să nu-ți mai rămână pentru turele următoare. Alimentează din nou seringa. Și acum o să înceapă Sara. Atenție, start! Prea departe! Direct peste! Alimentează. Următoarea tragere de la Alex. 20. Mamă. A ajuns la 20. Excelent! Din nou, prea sus. Tu mai ai doar o seringă. Ia să vedem la tine. Eu? Tu urmezi, Alex. Dar poți să tragi din mai multe bucăți. Nu e, stai puțin, Sara, că acum urmează Alex. N-a ajuns pe flacără. Mai ai o dată? Nu mai e. Asta este. Acum urmezi tu, Sara. Ultima seringă. Este din nou prea sus. Și mai este ultima seringă de la Alex. 20. 40. Și gata? Da. Atunci, felicitări. Acum ai fost pompierul cu cele mai multe puncte. Dragilor, este o modalitate de a ne distra puțin și de a exersa în joacă modul acesta de a stinge incendiile, cum ar fi să fim puțin în pielea unui pompier. Dar mai important de atât este să punem în aplicare sfaturile, să ne pregătim temeinic și în cazul în care vom ajunge într-o situație de urgență, să acționăm cu înțelepciune. Bună, bună, copii! Mă bucur foarte mult să vă revăd la rubrica O idee pentru sănătate și mă bucur să te revăd și pe tine, Alexandra. Bună, Bruno, mă bucur foarte mult să te revăd. Alexandra, astăzi, să știi că mi-a spus mama: nu pleca, nu pleca de acasă până nu-ți iei vitaminele și mineralele. Și am spus: dar ce-i cu atâtea vitamine și minerale? Și atunci m-am gândit: a, lasă că mă întâlnesc eu cu Alexandra și o întreb pe ea. Te rog să îmi spui și mie, să le spui și copiilor, ce sunt acestea și de ce e așa important ce îmi spune mama, să le iau, să le iau, să le iau. Bine, Bruno, păi hai să vorbim despre ce sunt vitaminele și mineralele. Este prima oară când îți zice mama ta să le iei sau iei de foarte mult timp? Nu, în fiecare zi. Mă bucur să aud asta și știu foarte bine că am discutat cu tine și despre mesele sănătoase și știu că ție îți plac foarte mult fructele și legumele și mănânci foarte multe fructe și legume. Deci, pe lângă suplimentele pe care îți zice mama să le iei, sunt convinsă că tu îți iei vitaminele și mineralele din foarte multe fructe și legume, nu-i așa? Da, desigur, fructe, legume, da, dar pastiluțele alea... Nu prea îți plac, bănuiesc. Mai greu de înghițit. Bine, Bruno, trebuie să știi așa, faptul că e important să avem un aport corespunzător de vitamine și minerale. Noi nu le sintetizăm în organismul nostru în mod obișnuit, de aceea este foarte important să le luăm din alte surse. Putem să le luăm din fructe și legume, cum ți-am zis, să avem o dietă echilibrată, sau în momentul în care, nu știu, poate nu ne plac fructele atât de mult și nu prea mâncăm, să le luăm din anumite suplimente alimentare, cum am și eu aici, dacă o să te uiți pe masă. Uite, am un tubușor de vitamine și un tubușor de minerale. Ele sunt la modul general așezate aici la mine pe masă, pentru că, îți dai seama, nu există un tub care să conțină toate vitaminele și un tub care să aibă toate mineralele. Da, 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 da. În regulă. Știi cumva să-mi dai exemple de niște vitamine? Sau tu ce vitamine iei acasă, de exemplu? Păi, unele așa cu mai multe culori și mi-a zis mama că sunt bune și pentru vedere, sunt din mai multe litere, A, B, C, D, B, 6, B, nu știu cât, așa cam ca alea exact. Matematică. Avem cam tot alfabetul de vitamine, putem să spunem, nu-i așa? Da, 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 vezi la română despre vitamine. Exact. Bine, Bruno, păi trebuie să știi că vitaminele, un exemplu de vitamine sunt A, D, K și E. Și ca să poți să le ții minte foarte ușor, uite, eu le memorez mereu cu formula CADE. Mă gândesc la CADE și știu că astea sunt o parte din vitaminele esențiale pe care noi trebuie să le avem zi de zi și să avem un aport corespunzător, da? Pentru a ajuta organismul să funcționeze cum trebuie. Uh-huh. Mai este cu siguranță și faimoasa vitamină C, de care ai auzit. Sunt absolut convinsă
Și știi că lămâia conține o cantitate foarte mare de vitamina C și orice citrice. Bănesc că îți plac portocalele, nu-i așa? Da, și mandarinele, și am auzit că și în kiwi există vitamina C. Exact, exact. Uite, am eu aici un tabel foarte, foarte drăguț, da, cu multe, multe vitamine și cu grupe de alimente în care poți să le găsești, da? Să știi că oricând ești curios să vezi dacă un fruct sau anume legume pe care tu o consumi conține o vitamină sau nu, poți oricând să cauți pe internet sau să cauți într-o carte și să vezi cam în ce fructe și legume poți să găsești vitamina de care ești tu interesat, bine? Mm-hmm. Dar poți să-mi spui și de vitamina aia care, nu știu cum să zic, în timpul sezonului rece. Așa. Tu zice mama că trebuie să iau mai multă dintr-o anumită vitamină, că ceva cu soare. Exact. Că... urma să vorbim și despre vitamina asta, care este așa cumva mai specială, să zicem, față de celelalte. Uh-huh. Pentru că pe ea, într-adevăr, putem să o luăm din două surse și nu neapărat din fructe și legume, ci din suplimentele alimentare pe care mama ta probabil ți le dă, da, vitaminele cu conținut de vitamină D, pentru că despre ea este vorba, pe care ți le dă în sezonul rece, însă tu, pe timpul verii, de exemplu, nu trebuie să iei suplimente cu vitamina D, nu-i așa? Pentru că știm cu toții, mergem la mare, ne expunem la soare și asta este foarte important și special despre vitamina D, faptul că o luăm, practic, din expunerea pe care noi o avem la soare, da? Și foarte important, o expunere pe care o vom face întotdeauna doar cu factori de protecție, bine? Da, da. Bine. Dar în timpul sezonului rece, când nu mă duc la mare, ce atunci, să fac? Atunci poți să iei suplimente speciale care conțin vitamina D, da? Ele sunt calculate în funcție de vârsta fiecărui copil, în funcție de dacă ești copil, dacă ești adult, vei lua o anumită cantitate de vitamina D în funcție de cât îți prescrie doctorul și de asemenea recomandat este ca anual să ne dozăm nivelul vitaminei D. Pentru că ea este importantă nu numai pentru oasele noastre și pentru sistemul nostru, pentru organismul nostru ca un întreg, da? Să ne dezvoltăm armonios, ci să știi că are un rol foarte, foarte important și în imunitate. Da? Deci cu cât avem un nivel de vitamină D corespunzător, cu atât nu o să mai răcim atât de frecvent iarna, bine? Da, da, am înțeles, am înțeles și îți mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, Bruno! Ne revedem și data viitoare aici la O idee pentru sănătate! Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul! Dar, pentru că îmi place să descoperă tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante, vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică. Pentru această rubrică doresc să vă prezint 4 cărți legate de tema noastră, tema incendiilor. O să avem volumul acesta să învățăm să prevenim dezastrele de la Salvați Copiii, apoi Școala incendiată de 2 ori de la editura Viață și Sănătate, în vizită la Brigada de Pompieri de la editura DPH și Cum folosim știința de la Niculescu Kids. Acum haideți să le luăm pe rând și să vedem ce se află în interiorul fiecăreia dintre ele. Să învățăm să prevenim dezastrele este un volum scris de copii pentru copii de la Salvați Copiii. Am găsit acest volum pe pagina lor de internet în format PDF. L-am printat aici pentru voi ca să vi-l oferim apoi în cadrul concursului, dar despre concurs vă spun mai multe la sfârșit. Capitolul 1 vorbește despre dezastre, avertizare și reducerea riscurilor acestora și mi-a plăcut mult că ilustrațiile sunt făcute chiar de către unii ca voi, de către copii. Zone de risc în caz de inundații, studii de caz realizate la fața locului, ce se întâmplă înaintea inundațiilor sau în timpul inundațiilor și bineînțeles că avem informații și despre cutremure, dar și despre incendii, subiectul acestei ediții. Avem și jocuri sau exerciții pe care le pot face cei mici și sfaturi utile, precum și poezii sau alte informații interesante. Să învățăm să prevenim dezastrele, o carte scrisă de copii pentru copii de la Salvați Copii. Al doilea titlu pe care vi-l prezint astăzi este Școala incendiată de 2 ori, o poveste foarte interesantă din colecția Bibliotecii Junior de la editura Viață și Sănătate cu
O acțiune care se petrece undeva departe de noi și se apropie el patron, spune mamani. E senior González. Cine este senior González? Cine este el patron, stăpânul? Cine este mamani și ce se întâmplă atunci când cei din satul lui mamani doresc să construiască o școală care este acoperită cu stuf? Probabil așa cum bănuiți, în cadrul acțiunii ajunge și un moment în care se petrece un incendiu. Chiar aici este ilustrația aceasta. Nu, nu, țipă el disperat năpustindu-se spre omul acela. Dar bărbatul îl împinse pe mamani într-o parte și aruncă lemnul aprins pe noul acoperiș de paie. Oh. Ca să aflați ce s-a întâmplat după aceea și cum a rezolvat González această situație, vă invit să aflați din volumul Școala incendiată de două ori de la editura Viață și Sănătate. Sergio Mamani este un indian din Peru, un simplu țăran neștiutor de carte care își dorește din toată inima ca fiul său să învețe să scrie și să citească. Vizita unui misionar creștin le schimbă viața. Nu e vorba doar despre incendiu, ci este și o poveste cu caracter creștin. Acesta încurajează pe sătenii din Condorumi să-și construiască singuri o școală. Plin de zel și conduși de mamani, sătenii se pun pe treabă, însă planurile lor sunt date peste cap de hainul senior González, care preferă ca indienii să rămână ignoranți. O istorie adevărată despre lupta pentru educație și despre influența misionarilor creștini în viața acestor oameni. Apoi o carte micuță pentru cei mai micuți dintre voi, cei care ne urmăriți acum, în vizită la Brigada de Pompieri de la editura DPH. Fiecare ilustrație de pe partea dreaptă este însoțită de detalii și text care să îi ajute pe cei mici să afle mai multe despre ce se întâmplă la o brigadă de pompieri. Îmi place foarte mult cum ei folosesc stâlpul acesta ca un fel de topogan ca să ajungă foarte, foarte rapid jos când este o situație de urgență. Știați că mașina de pompieri pleacă cu sirena pornită și cu lumina albastră aprinsă? Sau că ei folosesc o toporișcă, o bandă de delimitare, un distribuitor și multe, multe alte unelte sau dispozitive? Despre acestea aflați din această carte, chiar și despre ajutorul în cazul unor inundații, sau alte acțiuni în care salvatorii sunt pompierii de la brigadă. Așadar, în vizită la Brigada de Pompieri de la editura DPH. Și ultima carte pe ziua de astăzi, Cum folosim știința, de la editura Niculescu Kids. O carte în care diferite profesii sunt aduse așa sub lumina reflectoarelor și anumite aspecte din ceea ce practică acești profesioniști sunt văzute așa cu lupa, ca și cum am vrea să aflăm mai multe despre ele din perspectiva științei. De exemplu, pompier. Că tot vorbim despre pompier, despre incendii. Aflăm de asemenea cu ajutorul ilustrațiilor mai multe informații și învățăm termeni noi, dar găsim și explicații despre regulile pompierilor și despre materiale combustibile, de exemplu, sau cum stingem un incendiu, ce tipuri de substanțe intră în aceste extintoare pentru a putea stinge apoi focul. Dacă tot vorbim despre salvare, avem și un salvamar și aici cum să recunoști un curent de retur. Mai multe informații despre apă. Îngrijitor la grădina zoologică, curier și aflăm despre cum funcționează un GPS și o mulțime de alte profesii, inclusiv agent de circulație și explicații interesante legate de știință. Cum folosim știința în viața de zi cu zi atunci când ne alegem o profesie care să folosească și aspecte din domeniul acesta al științei. Aceste patru cărți pot fi ale voastre dacă participați la concursul nostru. Cum? Este foarte, foarte simplu. În ultima duminică din lună
adunăm tot ce am prezentat pe parcursul acestei luni și facem un concurs. Rugați-i pe părinți să intre pe pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei, iar acolo veți găsi o postare imediat cum terminăm emisiunea, o postare cu instrucțiunile necesare. Așa că vă aștept să vă înscrieți și vă doresc mult succes! Aș fi tare curioasă să aflu ce cuvânt cheie sau ce idee v-a plăcut vouă din ediția de astăzi. Ce ați alege voi dacă ar fi să puneți aici un cuvânt sau o idee în cutia curioșilor? Dar pentru că doar pe voi v-am aproape, aș vrea să-mi spuneți voi, Alex și Sara, ce anume v-a plăcut cel mai mult, o idee din ediția de astăzi, când am aflat mai multe despre incendiu. Mie mi-a plăcut cel mai mult partea în care trebuia să stingem focul. Ții, Alex? Mie mi-a plăcut partea când a trebuit să luăm din priză, pentru că altfel ne-am fi putut curenta. Așa, i-ați învățat lucruri noi și dacă ar fi să alegeți și o lecție, ceva ce putem să învățăm și să aplicăm și noi acasă? Să fim atenți atunci când umblăm cu aragazul să nu facem vreun incendiu. Foarte bine! Să nu punem niciodată apă peste ulei pentru că ne-ar putea frige. Două lecții foarte valoroase și vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați împărtășit și pentru că astăzi ați fost aici la Căsuța cu Idei. M-aș bucura dacă și voi ați pune în practică ideile pe care le-ați învățat în cazul în care v-ați întâlnit cu o astfel de situație de urgență. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături în această ediție și vă dăm întâlnire data viitoare tot aici la Căsuța cu Idei. Mulțumesc și echipei tehnice pentru implicare și până data viitoare vă doresc numai bine!